Accident soldat cu victime omenești ieri după amiază la Șipote. Trei persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre un autoturism și o autoutilitară. Pasagerul din dreapta a autoturismului se află în stare critică la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Polițiștii desfășoară verificări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a întâmplat tragicul accident. În urma impactului, autoturismul a părăsit partea carosabilă și a ajuns în barajul Hălceni. Echipajele medicale sosite la fața locului au acordat primul ajutor victimelor. Bărbatul din autoutilitară a fost preluat conștient și cooperant și transportat la UPU, iar în autoturism două victime încarcerate. Pasagerul din dreapta este intubat și în comă, internat în secția ATI a Spitalului Sfântul Spiridon. Medicii spun că starea lui de sănătate este critică. Toți cei trei bărbați implicați în acest accident, cel mai grav pasagerul dreapta față, un tânăr de 25 de ani, în comă, o politraumă cu leziuni multiple și toracice, pneumotorac și abdominale, leziune de rinichi, contuzie hepatică, contuzie de mezenter, contuzie de intestin gros, extrem de dificil acest caz, s-a intrat în sala de operație, s-a efectuat nefrectomia, deci a pierdut unul dintre rinichi, este în terapie intensivă, intubat, ventilat mecanic, în continuare în stare critică. Acul kilometrajului autoturismului s-ar fi oprit la 120 de km la oră, iar șoferul ar fi consumat băuturi alcoolice. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a rezultat faptul că între un autoturism și o autoutilitară a avut loc o coliziune, în urma căreia trei persoane au fost rănite, ambii conducători auto și un pasager. Cei doi șoferi au fost testați alcoolscopic, rezultatul în cazul conducătorului autoturismului fiind de 0,31 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cazul conducătorului autoutilitarei, rezultatul alcool testului a fost zero. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și pentru a fi luate măsurile legale ce se impun.